Bine v-am găsit la știri! Primul număr al ghidului de orientare educațională și vocațională pentru elevi și tineri, Alba Infodesk, va apărea în iunie în 1000 de exemplare. Ghidul va fi editat trimestrial și va fi distribuit școlilor și liceelor din județ. Consiliul Județean Alba, Asociația Alba Monș împreună și un grup informal de tineri din cadrul Colegiului Horea Cloșca și Crișan Alba Iulia au elaborat un proiect destinat orientării școlare și profesionale a elevilor și tinerilor din unitățile de învățământ județene. Depus spre finanțare către Fundația Youth Bank, proiectul a fost aprobat și primul număr al publicației va apărea luna viitoare. Alba Infodesk va informa tinerii cu privire la rețeaua de învățământ superior din Alba și din județele limitrofe, dar și în ceea ce privește condițiile de admitere la facultate de la Institutul de învățământ din țară și din străinătate. Ghidul va răspunde nevoilor reale din domeniul educației și resurselor umane, va încerca să aducă formarea profesională pe aceeași lungime de undă cu cerințele de pe piața muncii. Consilierul județean Simion Crețu apreciază calitatea proiectului, dar consideră că nu va fi ușor să aducă odată cu punerea în practică rezultatele scontate. Problema e cum să face lucrativ, dar într-adevăr problemele astea care par pe piața muncii cu cererea de muncă, cu oferta de muncă, nu se întâlnesc în prom. Când e nevoie, e o problemă foarte multă și problema asta a fost clarificată și când mergi să discuți cu un investitor care vrea să vii să stabilizezi aici, trebuie să-i dai asemenea documente de unde poate să-și atragă forța de muncă, cum eu calific. De asta zic, acest document este foarte bun, informația este foarte utilă să se transmită, adică să fie, să se găsească la părinți, la anumite asociații. În cadrul proiectului Alba Infodesk se vor organiza evenimente de orientare educațională și vocațională, dezbateri și întâlniri cu tinerii, vizite de documentare la agenți economici și structuri economice și instituționale din județ pentru a facilita tinerilor contactul cu mediul economic și instituțional județean. Sala Unirii din Alba Iulia este gazda unei expoziții inedite dedicată împlinirea 50 de ani de la încheierea colectivizării în România. Documente de arhivă, imagini, obiecte și ziare de epocă reconstituie o etapă din istoria noastră contemporană extrem de dureroasă și prea puțin cunoscută de tineri. Expoziția își propune să rememoreze drumul parcurs de țăranul român de la înființarea primelor gospodării agricole colective în județul Alba și până la încheierea colectivizării în 1962. Este bine să aducem aminte celor mai în vârstă, să atenționăm tineretul asupra a ceea ce a însemnat colectivizarea în România. Prin documentele de arhivă, de la arhivele naționale, sunt acele faimoase procese de sabotaj economic înfăptuite de țărani, peste 3500 în 3 ani de zile, este foarte mult, numai la tribunalul din Alba Iulia. Apoi, prin sigur ziare de epocă care apăreau la Alba Iulia, pentru a avea un Alba Steaua Roșie, la nivel de județ, drumul socialismului și, bineînțeles, scânteia. Documentele de arhivă ilustrează cel mai bine lupta celor care s-au opus sub diverse forme colectivizării silite. În fondul arhivistic Tribunalul Alba, fiindcă era desemnat ca instanță pentru sabotaj economic, sunt nenumărate sentințe ale unor nevinovați care, într-un fel sau altul, au încălcat politica de stat. Faptul că nu-și predau cotele la timp, faptul că o parte din semințe, de exemplu, o schimbau cu o semință de mai proastă calitate, faptul că la un moment dat aveau un animal tăiat în ograda proprie fără înștiințarea primăriei și fără să predea pielea, ceea ce era obligatoriu în momentul respectiv, constituia sabotaj economic și astfel au fost pedepsiți fie la închisoare corecțională, fie cu avertisment, o pedeapsă mai simplă, fie cu o amendă și o amendă considerabilă care ajungea până la 10-20 de mii de lei. Toți cei care vor să afle mai multe despre ce a însemnat colectivizarea, dar și felul în care era reflectat în ziarele de propagandă comunistă, o pot face vizitând expoziția temporară deschisă la Sala Unirii până pe 25 iunie. În ședința de joi a Consiliului Județean Alba a fost prezentat un raport de activitate pe anul 2011 al societății Drumuri și Poduri Locale Alba. Potrivit acesteia, valoarea lucrărilor și a serviciilor prestate în 2011 însumează peste 35 de milioane de lei.
În marea lor majoritate, lucrările au fost specifice de drumuri și poduri, principal beneficiar fiind Consiliul Județean Alba. Anul trecut, societatea a înregistrat o nerealizare față de buget de 1,7 milioane de lei, datorată nefinalizării lucrărilor edilitare de apă canal, dar și o pierdere de aproape 490.000 de lei din cauza creșterii permanente a prețurilor la materiile prime. Primul trimestru al anului în curs, societatea a început cu creșterea veniturilor de 141%, propunându-și să recupereze pierderea din 2011 din profiturile impozabile din următorii ani. Consiliul Județean Alba a aprobat înființarea unei biblioteci în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Alba. Aceasta este filiala Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba. În ultima sa ședință din mandatul 2008-2012, legislativul de Alba a dat undă verde unei filiale a Bibliotecii Lucian Blaga, care va deservi locuitorii cartierului Cetate. Casa de Cultură a Sindicatelor, unde va funcționa filiala, va asigura dotarea, iar Biblioteca Lucian Blaga va completa colecția de cărți și va pune la dispoziția cititorilor un bibliotecar. Începe Olimpiada de vară a sportului militar liceal. Până în 31 mai, elevii de la colegiile de profil din Alba Iulia, Breaza și Câmpul Lung Moldovenesc se vor întrece în competiții sportive, printre care handbal, basket, masă de tenis, tir și atletism. Festivitatea de deschidere va avea loc duminică la ora 8 pe platoul Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul. Olimpiada de vară a sportului militar liceal se află la cea de 40-a ediție. Olimpiada se organizează pe rând în Alba Iulia, Breaza și Câmpul Lung Moldovenesc. Anul acesta gazda competiției este Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul din Alba Iulia. De astăzi începând, sosesc loturile din celelalte două colegii militare, de la Breaza și Câmpul Lung. Duminică vom avea festivitatea de deschidere a celei de-a 40-a ediție a Olimpiadei de vară a sportului militar liceal. Elevii îi mai spun Spartachiadă. Este o competiție mult așteptată de ei, se desfășoară pe mai multe zile, până în 31, când va fi festivitatea de închidere. Denumită și Spartachiada, competiția reunește la start în fiecare an sportiv din cele trei colegii militare, care pe parcursul unei săptămâni se vor întâlni pe terenurile de handbal, basket, volei, la masa de tenis, în poligonul de tir și pe pista de atletism. Disciplinele sunt numeroase, sunt sporturi de echipă, volei, fete și băieți, handbal, basket, apoi este tir, pentru că este o competiție specifică colegilor militare, triatlon, la fel cu aruncarea greutății cu grenade, atletismul, cu toate probele, 100 de metri plat, 200 de metri, 4x400, ștafetă și tenis de masă. Cele trei colegii sunt pregătite pe parcursul anului școlar, mai intens antrenamentul este în ultimele săptămâni, este o competiție pentru ei foarte motivantă și cine câștigă această olimpiadă se consideră un colegiu bun și un colegiu care a meritat să se antreneze pe parcursul unui an școlar. Olimpiada de vară a sportului militar liceal este organizată de Statul Major al Forțelor Terestre. Deschiderea competiției va avea loc duminică la ora 8 pe platoul Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul. Astăzi a avut loc prima ediție a Simpozionului Național al Elevilor din Învățământul Post-Liceal și din Domeniul Sănătate și Asistență Pedagogică. Simpozionul s-a desfășurat la Colegiul de Afaceri Alba Iulia sub tema Reacții adverse și interacțiuni medicamentoase. Greutatea științifică a manifestării a fost asigurată prin lucrările unor personalități din domeniu recunoscute pe plan intern și internațional, dar și prin tematica bogată abordată de elevi în lucrările prezentate. Colegiul de Afaceri din Alba Iulia a organizat acest simpozion național pentru elevii școlilor post-liceale, domeniul sănătate și asistență pedagogică. Participă elevi de la colegiul nostru, dar și de la alte școli din țară, din domeniul respectiv. Simpozionul a reunit peste 80 de participanți, pe parcursul zilei fiind prezentate 24 de lucrări împărțite pe două secțiuni, reacții adverse și interacțiuni medicamentoase. Rațiunea organizării acestui simpozion este de a pune în valoare preocupările științifice ale elevilor de la clasele de asistenți medicali. Avem elevi care au interese, aptitudini pentru diverse specialități, discipline de specialitate și atunci am gândit să realizăm un studiu aprofundat prin lucrările care le prezintă și nu numai atâta, dar ne gândim să facem tradiție din treaba aceasta. Simpozionul se va organiza anual, suntem la prima ediție, vom avea în fiecare an o ediție acestui simpozion. Simpozionul s-a bucurat de prezența președintelui Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca cu lucrarea Utilizarea Rațională a Medicamentelor. Talidomida aceasta spuneam că a fost oferită și României înainte de 89,
și era director chiar profesor Ionescu Stoian, profesor la Facultatea de Farmacie din București, care a refuzat importul acestei substanțe, care era, se adresa îndeosebi femeilor gravide și care avea rolul de, era un tranquilizant. Dar de-abia după un timp s-a constatat că femeile care au utilizat acest medicament nășteau copii cu malformații, monștri, da? Și de aici au fost procese mari internaționale în Germania, în Japonia, în Statele Unite ale Americii. Un pediatru a observat acest lucru pentru prima dată. Și de aceea acest, uitați, peste un număr de 10.000 de copii în țările în care a fost utilizată în rândul femeilor s-au născut asemenea copii și de aceea trebuie să fie retrasă și scoasă de pe piață. Lucrări au mai prezentat și doctorul Codruța Maier de la Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca, farmacistul Irina Voican din Timișoara și doctorul Olimpia Roșca, profesor asociat la Colegiul de Afaceri Alba Iulia. Decanul Baroului Alba a declarat la Alba TV că juriștii din județ se vor implica în îmbunătățirea legislației în domeniu. Avocatul Ioan Rus a precizat totodată că Baroul Alba se confruntă cu o majoră problemă, și anume avocatura clandestină. Prezent miercuri în emisiunea Controverse, avocatul Ioan Rus, decan al Baroului Alba, a precizat că se va implica în promovarea de proiecte de lege privind organizarea avocaturii și nu numai. Noi vom profita de prezența domnului Corlățeanu la Ministerul Justiției, pentru că acum, fiind și eu decan și fiind și în Consiliul UNBR, vom pregăti proiecte de legi, de modificare a legii de organizare a avocaturii, ceea ce este organizarea și funcționarea profesiei, a organelor care sunt în structura aceasta, ceea ce este sistemul de asigurări sociale și pensii ale avocaților. Avocații au și ei probleme. Una din acestea și poate cea mai spinoasă este avocatura clandestină, așa cum denumește decanul Ioan Rus activitatea Baroului Constituțional. Ne confruntăm și cu ceea ce se cheamă o avocatură clandestină prin așa zisul Barou Constituțional, unul care este paralel cu cel al nostru și care nu este recunoscut de lege. Avocatul Ioan Rus este decanul Baroului Alba din februarie anul acesta, când a câștigat alegerile din primul tur. Primul ministru Victor Ponta a semnat ieri decizia pentru înființarea Comitetului Interministerial pe Probleme Sociale. Comitetul este condus de ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, care are calitatea de președinte. Comitetul Interministerial pe Probleme Sociale are ca obiective principale combaterea sărăciei, incluziunea socială, egalitatea de șanse și creșterea natalității. Comitetul reunește mai multe ministere: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerul Justiției, Agenția Națională pentru Romi, Institutul Național de Statistică și Oficiul Român pentru Adopții. Președintele comitetului este ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Mariana Câmpianu. Primul ministru Victor Ponta a semnat astăzi o serie de eliberări din funcție. Rodica Andronescu, președintele ANOFM cu rang de secretar de stat, a fost înlocuită cu Cristina Barbu, cea care a deținut până în prezent funcția de director coordonator al AJOFM Vâlcea. Profesoara Rodica Andronescu a ocupat funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă doar 6 luni. Aceasta a fost numită în timpul guvernării Boc la sfârșitul lunii noiembrie 2011. Anterior primirii funcției, Rodica Andronescu a activat ca inspector școlar general adjunct la ISJ Alba. Decizia primului ministru intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial. În familia Tocaci, cultivarea pomilor fructiferi și arbuștilor ornamentali se învață din tată în fiu, având o tradiție de 5 decenii. Inginerul horticultor Tocaș Ciobo deține Naiudo pepinieră, căreia i-a mers vestea dincolo de granițele județului. Pepiniera se întinde pe o suprafață de 2 hectare și se află la ieșirea din Aiud spre cheile Vălișoarei. Remarcabil este că horticultorul și-a dezvoltat pepiniera doar din fonduri proprii. Pepiniera este situată acum undeva la 2 hectare. Noi avem o suprafață mult mai mare, dar terenurile vin în rotație. Adică nu putem să plantăm pe aceeași parcelă sau pe aceeași suprafețe ani de zile. Minim 4 ani de zile trebuie să fie cultivat cu alte culturi. Dacă doriți să aflați mai multe despre trandafir, cum nu prea se întâlnesc în Alba, sau despre varietatea pomilor ce prind viață în ferma iudeanului, urmăriți duminică de la ora 14 numai la Alba TV, emisiunea Agricultura în județ.
În ședința ordinară de joi, Consiliul Județean Alba a pus punct mandatului 2008-2012. Unii dintre consilieri și-au luat adio de la Legislativul Județean, alții doar la revedere, cu gândul la un nou mandat. Ordinea de zi a cuprins 17 proiecte de lege, toate votate în aproximativ 30 de minute. În final, consilierii s-au felicitat și au urat succes, dar au venit și cu propuneri interesante care să fie puse în practică de viitorul legislativ de Alba, a cărui componență se va închega după alegerile locale din 10 iunie. Timp de două zile, cei mai tineri actori, elevi de gimnaziu și liceu, au încercat să impresioneze juriul cu talentul lor. Festivalul Național Zilele Teatrului pentru Copii Lucian Blaga, organizat de Palatul Copiilor din Alba Iulia, a reunit grupuri de teatru din toate colțurile țării. Elevii care au urcat pe scena Casei de Cultură Studențești evoluează fie în cadrul cercurilor de teatru din școlile în care învață, fie la cluburile și palatele copiilor. Prin acest gen de competiții teatrale, elevii au prilejul să-și etaleze talentul și eforturile depuse în fața publicului și a unui juriu de specialitate. Este cea de-a cincea ediție a concursului național de teatru pentru copii Lucian Blaga. De fapt, genericul este Zilele Teatrului pentru Copii Lucian Blaga. Organizator este Palatul Copiilor Alba Iulia, în colaborare cu Inspectoratul Școlar, cu Consiliul Județean Alba. Din an în an, spectacolele care se prezintă pe scenă s-au dezvoltat. Am adus anul acesta mai multe județe, mai multe localități. În total au evoluat și vor evolua în continuare un număr de 17 trupe. Trupe de teatru venite din toate colțurile țării, de la Drăgășan, Giurgiu, Băila, Mioveni, Bistrița, Sighișoara, Botoșani, Bacău, Iași și, bineînțeles, Alba Iulia, au încercat să demonstreze că au deprins arta interpretării scenice. Venim din Beclean, Bistrița Năsăud, și o să interpretăm piesa Varul de Molière. De ce această dragoste pentru teatru? Pentru că, nu știu, îmi place, mă reprezint într-un fel, găsesc acolo, mă regăsesc prin teatru. Am multă energie și îmi place să mă exprim prin a interpreta diferite roluri. Ce o să interpretezi? Ce rol? Rolul principal, Avarul, Harpanio, numele lui. Premiul întâi la liceu la categoria Teatru de Revistă a fost obținut de Colegiul Național Hora Cloșca și Crișan și Colegiul Lucian Blaga din Sebeș, iar la categoria Teatru Medieval de Palatul Copiilor Giurgiu. La gimnaziu au fost apreciați de juriu cu premii întâi trupele Palatului Copiilor Brăila și cea a Colegiului Petru Areș din Beclean. Clubul Copiilor Sighișoara a obținut premiul întâi la secțiunea Teatru Nonverbal. Reprezentațiile lor au fost răsplătite cu ropote de aplauze, premii și diplome. Ansamblul folcloric 60+, pregătește albaiulienilor un spectacol de cântec și joc popular cu nenumărate surprize. Spectacolul face parte din proiectul Etnografie și Folclor, demarat în luna martie și va fi completat de o expoziție de fotografii vechi care ilustrează centrul orașului Alba Iulia. Proiectul Etnografie și Folclor a debutat în luna martie cu reamenajarea expozițiilor etnografice din localitățile Oarda de Jos, Bărăban, Smiceș și Pâclișa. Expozițiile vor deveni instrumente de educație tradițională pentru elevii de aici. Spectacolul folcloric oferit mâine de membrii ansamblului 60+, reprezintă prima activitate majoră din acest proiect. Având în vedere că este un spectacol surpriză pentru noi, cei care l-am organizat, și sperăm că și pentru cei care doresc să vină să-l vizioneze. Și cu această ocazie am rugămintea tuturor iubitorilor de muzică și jocuri populare românești să se prezinte mâine la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților și vor avea surprize și pe scenă, dar o surpriză plăcută, cred că pentru Alba Iulieni, mai tineri chiar, cei mai în vârstă poate că au cunoștințe cu o expoziție etnografică, se numește, deși de fotografii. Fotografia este un produs etnografic vechi și acolo vom vedea orașul care nu se mai vede acum, centrul orașului, practic. Activitățile care urmează acestui spectacol se vor desfășura până la sfârșitul anului în școlile din Oarda de Jos, Bărăban, Smiceș și Pâclișa și au drept scop pregătirea elevilor pentru formarea unor grupuri folclorice. În perioada 20-22 iunie, odată cu încheierea anului școlar, vor avea loc și spectacole artistice ale formațiilor de elevi cu participarea ansamblului 60+. Spectacolul de mâine se va desfășura la Casa de Cultură a Studenților cu începere de la ora 18.
Ioan Gavrilă Ogoranu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători anticomuniști, a fost rememorat astăzi la Muzeul Național al Unirii. Simpozionul, aflat la a doua ediție, a reunit cercetători și istorici care l-au cunoscut pe Ogoranu și care studiază crimele comunismului. Manifestarea a debutat cu prezentarea unui destin singular al lui Ion Gavrilă Ogoranu, cel care a devenit începând din 1950 conducătorul grupului de rezistență armată din Munții Făgărașului și care timp de aproape 30 de ani nu s-a lăsat prins de securitate. S-a născut în 1923 și este omul la cărui destin a fost cel mai spectaculos în ceea ce privește lupta de rezistență anticomunistă. În noaptea de 15 mai 1948 a fost arestat în toată țara peste 15.000 de oameni, era pe lista de arestări, n-a fost prins printr-un concurs de împrejurări, pentru că a fost foarte secret acea acțiune de arestare din 15 mai 48 și s-a refugiat în zona natală, în zona Făgărașului, unde împreună cu câțiva prieteni cunoscuți, în general tineri, oameni de sub 30 de ani, au constituit un grup de rezistență care s-a numit Grupul Carpatin Făgărășan. Elevii prezenți în număr mare la simpozion au mai avut parte de prezentarea unor cercetători cunoscuți pentru investigarea crimelor și a victimelor comunismului. Astfel au avut ocazia să afle care au fost cele mai cunoscute metode și mijloace folosite de securitate pentru prinderea grupului de rezistență Ion Gavrilă Ogoranu. Evenimentul organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Alba, al Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Alba, al Asociației Foșilor Deținuți Politici și al Fundației Ion Gavrilă Ogoranu. În acest weekend, în Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia vor răsuna pricesne interpretate de peste 150 de copii și mai multe grupuri tradiționale. Momentul de suflet face parte din prima ediție a Festivalului de Pricesne Cântați Domnului cu Bucurie. Credincioșii ortodoxi și nu doar ei vor avea ocazia să asculte zilele acestea cântece religioase, dar și să admire portul tradițional românesc. Mâine seară, după slujba vecerniei, adică după ora 20, va fi seara rezervată grupurilor tradiționale, care pe lângă repertoriul folcloric cunoscut, interpretează și pricesne minunate, închinate Domnului și Maicii sale sfinte. Astfel vor păși în Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, îmbrăcați în portul popular românesc, grupurile folcloric din Sâncel, adică grupul vocal Bărbătesc Sâncelenii, grupul vocal Dor de pe Târnavă din Cetatea de Baltă, grupul vocal al Bisericii Ortodoxe din Bia, grupul vocal feminin Dorul Tărtărene din Tărtăria și corul Bisericii Ortodoxe Nașterea Domnului din Galda de Jos. Cea de-a doua seară de festival este rezervată copiilor veniți din Blaj, Sebeș, Cugira, Iud, Câmpeni și Alba Iulia. Aceștia îmbrăcați în straie populare și însoțiți de dascălii lor vor prezenta timp de o oră un program de pricesne. 150 de copii vor pregăti un program de pricesne, tot așa duminică seara, începând de la ora 20, după slujba vecerniei. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba prin Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia și Inspectoratul Școlar Județean Alba, în parteneriat cu Asociația Doxologia. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul un eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport.
Sâmbătă spre duminică, noaptea la ora 2 a României, românul Lucian Bute își pune centura în joc în fața englezului Carl Froch. Bute a acceptat să boxeze în Nottingham, acasă la Froch, declarând că nu are niciun fel de teamă. Lucian Bute deține centura IBF din octombrie 2007. Acesta are 30 de lupte la profesioniști, toate câștigate, din care 24 prin KO. Meciul din acest weekend pare să fie cel mai greu pentru pugilistul român, Carl Froch fiind un boxer cu o cotă foarte ridicată. Bute a întâmpinat probleme cu greutate la primul cântar. Românul avea 2 kg în plus, însă nu este o greutate mare, putând fi dată jos cu ușurință de un sportiv. Cu toate acestea, Bute ar putea boxa și cu o greutate mai mare decât cea admisă, însă dacă se va întâmpla lucrul acesta, va pierde jumătate din bursă. Sala din Nottingham va găzdui peste 10.000 de spectatori, printre care va bate o inimă de român. Cea a tuturor românilor! Mâine, trupa lui German va susține ultimul meci din acest sezon. Partida va fi în compania echipei Juventus București. Meciul este fără miză, echipa albaiuleană fiind pe locul 10, iar bucureștenii fiind retrogradați. După acest meci, uniriștii vor intra în vacanță. Meciul va începe la ora 11 pe stadionul celor de la Juventus. German nu poate conta în acest meci pe fundașii Bumbac și Șulă, care sunt suspendați, acestora alăturându-se și accidentații Bucuică, Ciofu, Florea și Grozav. Stelian German a declarat că este dispus să continue aventura la Unirea cu condiția de a primi jucătorii ceruți și de a se dori performanță din partea conducerii uniriste. Unirea Alba Iulia își poate achita restanțele salariale către jucători dacă vor primi banii de pe transferurile lui Himcinski, Gicu Grozav și Alexandru Giurgiu. Sâmbătă și duminică, la baza sportivă Constructorul din Păclișa, este organizat campionatul județean de tenis. Evenimentul este rezervat copiilor, juniorilor și seniorilor veterani din județul Alba. Primele mii servite vor fi la ora 9 dimineții. Turneul este organizat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba în colaborare cu baza sportivă Constructorul. Sunt așteptați peste 70 de competitori de vârste cuprinse între 10 și peste 50 de ani. Premiile constau în diplome pentru toți participanții și medalii pentru locurile 1, 2 și 3. În baza calendarului competițional pe anul 2012, sâmbătă 26 și duminică 27 mai, va avea loc campionatul județean de tenis rezervat copiilor, juniorilor și seniori veteranilor. În caz că ploaia va da peste cap planurile organizatorilor, turneul se va disputa în sălile de sport ale Colegiului Horea Cloșca și Crișan și Colegiul Tehnic Apulum. Domnul Socaci, având o experiență vastă în sportul alb, așteaptă mulți spectatori la un asemenea turneu. De regulă avem și spectatori public prezenți la aceste evenimente, dar la campionatul județean acești copii minunați care practică tenisul vin cu părinții, cu bunicii, cu vecinii, cu amicii și creează o atmosferă plăcută cu ocazia desfășurării partidelor de tenis. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Alba TV. Găsit la o nouă rubrică Meteo. Vremea se păstrează instabilă și în această seară în majoritatea zonelor. Pe arii extinse vor fi averse, descărcări electrice și rafale de vânt, iar în restul zonelor, fenomene asociate instabilității atmosferice se vor semnala doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 4 și 14 grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi în creștere până la sfârșitul intervalului, iar mercurul din termometre se situează în această seară în jurul valorii de 18 grade la Alba Iulia, vor fi 16 grade la Sebeș, 17 grade la Aiud, 15 grade la Blaj și 14 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, regimul termic mai coboară câteva grade până la valoarea de 14 grade la Alba Iulia, vor fi 13 grade la Sebeș și Aiud, 12 grade la Blaj și 10 grade Celsius la Câmpeni. Nici pentru weekend nu va duc vești prea bune, din păcate. Vremea se menține în general instabilă și sâmbătă. Temporar, înorările vor fi accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi cantități de apă mai însemnate și condiții de grindină. Vor fi și momente în care cerul va fi parțial noros, iar astfel de fenomene se vor semnala cu moderație. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 16 și 23 de grade, iar cele minime între 8 și 15 grade, mai scăzute în depresiuni.
Așadar, aproximăm valorile termice de mâine, situându-se în jurul la 24 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 23 de grade la Aiud și Blaj și 20 de grade Celsius la Câmpeni. Duminică vremea va fi în general instabilă și răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, iar cele minime între 5 și 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!